Republica Moldova este luată cu asalt de rușii care vor cetățenie moldovenească. Banul de cereri este atât de mare încât autoritățile de la Chișinău nu fac față cererilor. Odată obținută, cetățenia Republicii Moldova le-ar permite rușilor să călătorească mult mai ușor în Uniunea Europeană. Numai puțin de 70% dintre solicitările de obținere a cetățeniei Republicii Moldova sunt depuse de ruși. Prin comparație, doar 20% dintre cereri sunt depuse de cetățeni ucraineni. Numărul de cereri de cetățenie venite din partea rușilor este atât de mare încât autoritățile din Republica Moldova întâmpină dificultăți în procesarea lor, astfel că guvernul de la Chișinău vrea să extindă termenul de examinare a cererilor până la 6 luni. Trendul a apărut încă de la izbucnirea războiului în Ucraina, însă gradual a luat o amploare tot mai mare. În momentul de față, cetățenii ruși nu pot intra în Uniunea Europeană decât în condiții foarte stricte. O eventuală cetățenie acordată de Republica Moldova le-ar permite însă să circule în Uniunea Europeană, întrucât Chișinăul se bucură de un regim liberalizat cu vize cu Uniunea Europeană. Populația etnică rusă care locuiește în diaspora este însă notorie pentru problemele interne pe care le cauzează. Estonia, Letonia și Lituania au grupuri mari de etnici ruși pe teritoriile lor. Și, deși sunt cetățeni, mulți dintre ei au refuzat să învețe limba țării în care locuiesc, au votat împotriva politicienilor pro-occidentali și au încurajat invazia rusă din Ucraina.